Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul regulamentului de acordare a compensațiilor pentru gaze, energie termică și electrică în sezonul rece. Documentul prevede cine are și cine nu dreptul la sprijin din partea statului și cum sunt determinate categoriile de vulnerabilitate energetică a populației. Documentul nu a fost încă aprobat de guvern. Potrivit portalului fisc.md, documentul Ministerului Muncii spune că pentru a primi despăgubiri, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platforma Vulnerabilitate Energetică de pe site-ul compensații.gov.md, care încă nu este funcțional. După completarea cererii, fiecarei persoane îi se va atribui o categorie de vulnerabilitate energetică în funcție de care se va stabili cuantumul compensației acordate. În total, Ministerul Muncii a identificat 5 astfel de categorii. Prima este cea de vulnerabilitate energetică foarte ridicată, unde mai mult de 70% din venituri sunt cheltuite pe facturile de gaz și căldură. Vulnerabilitatea energetică ridicată, când de la 40 până la 70% din pensii și salarii merg pentru plata facturilor la utilități. Vulnerabilitatea energetică medie, de la 20 la 40% din venit. Vulnerabilitatea scăzută, de la 10 la 20%. Cetățenii care cheltuiesc mai puțin de 10% din venituri pentru plata la facturi vor fi considerați consumatori non-vulnerabili. Nu vor fi considerați consumatori vulnerabili familiile sau persoanele singure care dețin 4 sau mai multe apartamente, bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ. De asemenea, nu vor primi compensații în cazul în care un membru al familiei are venituri lunare mai mari de 75.000 de lei sau a solicitat să-i fie atribuită categoria de consumator non-vulnerabil. Documentul stabilește limite de consum pentru care vor fi alocate compensații. Pentru gazele naturale, maxim 300 metri cub lună, pentru energia termică, maxim 2 metri gigacal, pentru cea electrică, maximul 3.000 de kW lunar dacă energia electrică constituie sursa principală de încălzire și 200 kW lunar dacă energia electrică nu constituie sursa principală de încălzire. La calcularea venitului global lunar al familiei pentru acordarea compensației vor fi luate în considerare salariile, toate tipurile de pensii și prestații sociale, transferuri de bani de la rude din străinătate, orice economii în monedă națională și străină, indiferent de locul sau modul în care sunt păstrate, veniturile obținute din moștenire sau donație, veniturile obținute din operațiuni comerciale cu bunuri mobile și imobile, precum și alte tipuri de venituri.